Fraților, între 1949 și 1952, peste 5.000 de tineri, majoritatea studenți, au fost deținuți politici și au trecut prin calvarul a ceea ce s-a numit experimentul sau fenomenul sau reeducarea de la Pitești. A fost printre cele mai odioase acțiuni ale comuniștilor, unde barbarismul și tortura au depășit atâtea limite încât sinuciderea a părut de multe ori o ușurare. În total, peste 100 de morți, deși cifra nu e exactă, pentru că certificatele de deces erau falsificate, și o grămadă de vieți distruse, oameni care nu și-au mai putut reveni niciodată. A fost, se spune, cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură și umilință din blocul socialist. Pe lângă bătăile administrate regulat, lăsate cu mutilări, lovituri în cap până ajungea în pragul nebuniei sau chiar moartea în chinuri groaznice, în agonie, șocul a fost că deținuții au fost siliți să se chinuiască reciproc, crezând că astfel vor scăpa, omorându-i pe ceilalți și reeducându-se în felul ăsta. Mai mult, închisoarea a asigurat și o selecție preliminară pentru lagărele de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră, Ocnele Mari, Aiud, Gherla, Târgul Ocna, Râmnicu Sărat, Târg Șor și altele, unde echipele de foști deținuți, ajunși deja la nivel avansat de schingiuire, urmau să continue experimentul. Obiectivul, dacă se poate numi așa, era ca victima să cedeze psihic, transformându-se într-un supus total dedicat noului regim. Astăzi vom afla ce a însemnat Piteștiul și de ce este important să cunoaștem adevărul despre atrocitățile întâmplate atunci, pornind de la cartea Reeducarea de la Pitești, de Lucia Hosu Longin, realizatoarea celebrei serii TV Memorialul Durerii, un proiect unic care a scos la iveală mărșăviile comise de comuniști și a readus în atenția publică nu doar tristele evenimente și victimele, ci a arătat cu degetul inclusiv călăii. Titlul Reeducarea de la Pitești, cerberii penitenciarelor, a apărut în toamna lui 2020 la editura Hiperliteratura și a avut un impact deosebit în rândul cititorilor. E o carte dură, care tratează un subiect și mai dur. O carte de căpătâi pentru istoria comunismului de la noi. Fenomenul Pitești este un punct odios care trebuie cunoscut până la cele mai mici detalii pentru a vedea până unde duc abuzurile unui sistem totalitar și răul lăsat să umble prin minți crude, fără nicio limită. Astăzi, colegul meu Andrei Ruse va sta de vorbă cu coordonatorul cărților din seria Memorialul Durerii, deci și a reeducării de la Pitești, fiul doamnei Lucia Hosu Longin, scriitorul și fostul jurnalist Teodor Hosu Longin, ca să desfacă pas cu pas capitolele acestei cărți și etapele marcante ale Piteștiului. Salut, Teo! Salut, Andrei! Bine te-am găsit și la Zaiafet! Mulțumesc de invitație! Zic așa, vorbim astăzi despre abominația, să spun, de la Pitești, bazându-ne pe cartea mamei tale, nu doar a mamei tale, pentru că și tu ești coordonatorul întregii serii de cărți, Memorialul Durerii. Ne referim azi la, în primul rând, la reeducarea de la Pitești și cerberii penitenciarilor, la care nu vom face mare referire. Cartea e împărțită în două. Să zic așa, de la început, ultima parte, ultimul sfert are și câteva interviuri unicat cu unii dintre cei mai odioși torționari din comunism. Toate cărțile din seria Memorialul Durerii sunt bazate pe emisiunile care au fost la TV. Reeducarea de la Pitești a avut 6 episoade, dacă nu mă înșel, și voiam să te întreb așa din casă cum ar veni, că la televizor poate unii l-au văzut, poate nu, poate o să le caute pe net sau oricum o să afle destule astăzi și din carte dacă vor lua ulterior. În ce an au apărut primele relatări? Că mă gândesc că a fost un șoc. Singura carte care a apărut până atunci despre fenomenul Pitești și nu cred că ajunsese atunci la publicul larg a fost a lui Ierunca și a apărut la TV. Fenomenul Pitești, ce s-a întâmplat în anii 50, despre care detaliem mai încolo, cum a fost acasă sentimentul ăsta, șocul ăla care s-a trăit atunci? Că a fost o dezvoluire, puțin spus, incendiară. Da, la momentul respectiv, adică vorbim de anul 1991, când a apărut primul dintre filmele dedicate fenomenului Pitești, evident că starea de spirit era
cruntă, ca să spun așa, dar în același timp ea se amesteca cu o stare de spirit generală, pentru că la acel moment nimeni nu știa ce s-a întâmplat în comunism. Adică toate relatările care țineau de toate închisările comuniste, începând cu Gherla, cu Aiudu, cu Piteștiu, cu tot ce a însemnat canalul, închisorile dedicate femeilor, da? Informațiile erau atât de dure și atât de incredibile, încât practic Piteștiu a intrat, să zicem așa, natural, între ghilimele, în acel șoc pe care l-a avut întreaga societate românească, evident cea care a urmărit tot ce s-a întâmplat în Memorialul Durerii. Și cum să spun, noi atunci eu cel puțin n-am înțeles, și din discuțiile pe care le aveam cu mama, nici mama nu putea să înțeleagă. Păi 91 nici aveam erai, 19 ani. 19. 19 ani și mama la vremea respectivă avea 50 de ani, deci vârsta mea de acum. Într-o primă fază, niște multe luni la rând, am fost cu ea pe la filmări și ascultam live ceea ce spuneau foștii deținuți politici, pentru că asta vreau să spun și este foarte important, ceea ce a apărut în film, în cele 200 și de filme, reprezintă poate nu o mică parte, dar o parte semnificativ mai mică din tot ceea ce spuneau ei, pentru că erau oameni care, inclusiv la în momentul acela, anii 90, erau destul de în vârstă, psihic nu erau în cele mai bune stări, își reveniseră după tot ce au pățit în închisorile comuniste, dar ei povesteau foarte multe lucruri. De multe ori lucrurile astea povestite de mai mulți oameni relatau cam aceleași fapte. Și atunci mama n-a putut să pună în memorial toate declarațiile, dar eu am făcut parte, repet, din niște momente ale filmărilor. Și efectiv, primul sentiment pe care l-aveai era că ceva nu e în regulă cu ceea ce spun. Adică era o realitate pe care nu o puteai crede. Cine l-a pregătit? Adică eu la Revoluție aveam 18 ani. Am prins toți anii 80, perioada aceea de cea mai mare nenorocire din istoria României, destul de mare. Deci din anii 80, din 80 până în 89, da, de la 10 ani la 18 ani. Înțelegeam ce se întâmplă, vedeam ce înseamnă, stăteam la etajul 10 în drumul taberii, ce înseamnă să n-ai apă caldă, să n-ai căldură, să n-ai mâncare, să stai la cozi, să faci iarna frig și așa mai departe. Deci nu eram un om care să fi venit din Occident și să aflu lucrurile astea. Deci aveam, să zicem așa, o pregătire. Mai mult decât atâta, bunicul din partea tatălui, tatălui meu, a fost închis în lotul 2 de la canal, a fost condamnat la moarte cu o pedeapsă comutată la închisoare pe viață. A fost la Orizontul 19 de la Cavnic, în minele de plumb sub pământ, a stat acolo niște ani de zile destul de mulți, până când a fost eliberat după moartea lui Stalin. Din fericire pentru noi, la momentul respectiv bunicul meu n-a spus absolut nimic, pentru că i se spusese din pușcărie în momentul eliberării că tot ceea ce s-a întâmplat acolo rămâne în pușcărie, poate pentru că știa că ne pune în pericol. Exact, adică știa că ne pune în pericol dacă nu neapărat să ne povestească nouă, noi eram mici atunci, dar nici măcar fiului lui, tatălui meu, nu i-a povestit absolut nimic. Tata tot ce a aflat despre chinurile prin care a trecut bunicul meu, a aflat de la alți deținuți, de la alți oameni care au fost acolo. Deci pentru mine, ca și pentru mama, erau niște lucruri absolut noi și la limita incredibilului. Adică, deși, repet, veneam dintr-o societate cruntă, nu puteam să ne închipuim că s-a întâmplat așa ceva. În primul rând pentru că nu se știa că exista rezistența anticomunistă. Adică noi, de unde să știm chestia asta? Nu învățai la școală că au existat oameni care s-au opus regimului. Știam că în 47 regele și-a dat, a plecat din țară, a fugit cu trenurile cu averea incomensurabilă, că de-aia s-a apucat după aia să facă pe mecanicul, că avea prea mulți bani.
În fine, și a venit Partidul Comunist Socialist la vremea respectivă și trăiam decenii de împliniri mărețe. Deci de unde să știm că au existat pușcării comuniste? Tot ce însemna pușcărie, din punctul nostru de vedere, erau în fața sediilor miliției, în care era, aflând de la Miliția Capitală, erau niște panouri cu așa da, așa nu, și la așa nu erau puse niște poze care se schimbau odată la nu știu câte săptămâni cu deținuți pentru furt, pentru viol, pentru... ideea de pușcărie în comunism era numai această pușcărie de dreptul mult. Și pușcărie, adică... Da, da, ideea de spațiu concentraționar pentru mine ca tânăr și inclusiv pentru părinții noștri. Asta era. Deci oamenii care furau statul, care furau, era furtul din avutul obștesc și furtul din avutul personal. Inclusiv crimele și violurile erau trase puțin pe dreapta, pentru că în societatea perfectă nu existau nici violuri, nu existau nici crime, deși știm foarte bine că ele au existat. Mi-am amintește un pic de serialul Cernobâl. Da, da. Extraordinar. Și am pornit de la premisa că în Rusia, în URSS, nu avea cum să se întâmple așa ceva. Da. Era practic imposibil pentru ce pregătire aveau. La fel și la noi. Da, societățile la vremea respectivă, societățile comuniste erau perfecte, deci ca idee nu aveau cum să se întâmple, nu aveau cum să se întâmple nenorociri. Imediat după, în perioada respectivă, am și citit fenomenul Pitești. Și urma să mă întreb, că discutam care ar fi diferențele, să zicem, între ce relatează Virgil Runca în fenomenul Pitești și ce a făcut mama începând cu primul episod de la Pitești. Să fac o scurtă recapitulare, am mai spus și în introducere, prima carte care a apărut, da, în 90. În 90. Humanitas a fost al lui Virgil Runca, fenomenul Pitești. După aceea, în 91, a apărut primele episoade din reducarea de la Pitești la TV, cartea a apărut mult mai târziu. După a apărut și o carte scrisă de Paul Goma despre Pitești. Mm-hmm. Am început să apară literatură dedicată acestui fenomen Pitești. Asta ziceam că diferența, să zicem, Virgil Runca face o carte în care prezintă practic tot ce s-a întâmplat acolo, spicuind anumite opinii ale celor care au fost implicați. Mama și-a clădit memorialul, cum este tot memorialul de fapt, pe declarațiile celor care au fost acolo. Adică considerațiile ei sunt destul de mici. Practic, filmul asta arată chinul povestit așa, în amănunt, al celor care au fost implicați în acest fenomen. Am vrut să spun întrebarea asta ca să știe oamenii de ce să-și ia în principiu ambele cărți, dacă vor să afle, și care ar fi așa o mică... Da, ideea e... Dacă vine una cu ceva în plus, vine una cu alte dezvăluiri, fiecare are partea... Evident, din... plus că mai e un lucru... Oamenii care au făcut parte din acest fenomen, cei care au suferit chinurile acelea incredibile, acum, dacă discutăm 2022, nu mai sunt. Adică, și plus că fiecare an care trece, în memoria unui om în vârstă, nu mai pune la socoteală prin ce chinuri au trecut și mental că au fost distruși, că asta a fost și ideea fenomenului Pitești, pierzi din amănuntele respective, pierzi și noi. Acum, dacă mă întreabă cineva ce am făcut când aveam 12 ani, nu mai știu, știu așa în general. Dar, practic, valoarea memorialului și a filmelor făcute atunci este că păstrează amintirile relativ proaspete, că totuși trecuseră 40 de ani, 30-40 de ani. Da, dar oamenii ăia, adică... Dar atunci oamenii încă mai puteau să spună și să povestească ce li se întâmplase. Diferența ar fi ca o carte despre Auschwitz, să zicem, da, și un documentar cu mărturii ale celor care au supraviețuit de acolo. Cred că am făcut o introducere, sper că nu foarte lungă, pentru că vreau să intrăm direct în subiect, că am zis Pitești, Pitești, Pitești. Probabil sunt unii care s-au uitat, dar ce-i mă cu Piteștiul ăsta? Hai să spunem, ce a fost, ce a însemnat reeducarea de la Pitești? Și să o luăm punct cu punct. De la ce idee a pornit? Ce scop a avut? Dacă a avut un scop logic, în afară de traumatizare și supunere totală a omului, care a fost personajele care au creat, să zicem,
Da, acest mecanism. Eu mi-am făcut, după cum se poate vedea, mi-am făcut foarte bine temele, pentru că nu sunt un specialist în fenomenul Pitești și cred că cel mai bine este să mai și citesc din când în când, pentru că sunt opiniile celor care au fost acolo și mi-e foarte greu să mă dedublez, să povestesc eu, prin cuvintele mele, ce au pățit cei care au fost parte din acest fenomen Pitești. Ca să parafrazez pe romancerul și dizidentul anticomunist Alexandru Solzhenitsyn, fenomenul Pitești de fapt a fost cea mai mare barbarie a lumii contemporane, în fapt un fenomen tragic și care a fost unic în istorie. Adică ceea ce s-a încercat la Pitești a fost într-o mică măsură și o să discutăm imediat, s-a încercat să fie făcut în Rusia, în URSS, unde imediat după Revoluție în 1919 și din cauza războiului civil care a durat 2-3 ani de zile, care a avut foarte mulți morți, acolo au rămas foarte mulți copii până la vârsta adolescenței fără părinți și s-a încercat acolo o reeducare, adică strângerea acestor copii, dar fără violență foarte mare și au încercat să-i pună să lupte unul împotriva celuilalt, dar toată această idee nu s-a transferat și către deținuții politici. Deci a rămas în Rusia la nivelul acelor copii în acea perioadă de timp. Ce înseamnă să lupte unul împotriva? Cerc asta vreau să înțeleg foarte clar când intrăm și în Pitești. De ce îi puneau să facă, de fapt? Păi, haideți să vedem ce zice profesorul Gheorghe Boldur-Lățescu apropo de acest subiect. Deci precedentul vine din Uniunea Sovietică, unde așa zisul pedagog Anton Makarenko, imediat după Revoluția din Octombrie, a lansat un sistem de reeducare prin tortură la copii. Deci după ce am spus că existau acești copii, Makarenko a înființat niște lagăre în care a adunat sute de astfel de tineri, în general sub 15 ani, și pe care a aplicat pentru prima oară un sistem de tortură nou, obligându-i să se tortureze între ei. Ideea era ca acești copii să nu fie supuși unor torturi făcute de gardieni, adică să nu vină din afara cercului lor, ci să fie prelucrați astfel încât să devină ei însăși torționari. Au existat foarte multe lagăre de tip Makarenko, așa li se spunea la vremea respectivă, și se pare că urmarea acestor torturi la care au fost supuși, de acolo au ieșit nenumărați torționari care au dus mai departe acest sistem de a tortura după aia deținuții. Asta zice și domnul Boldur-Lățescu, că este foarte important faptul că sovieticii n-au îndrăznit să aplice sistemul la deținuții lor politici. Au făcut-o în România, practic tot fenomenul ăsta a început în 1948 la penitenciarul Suceava, unde erau câteva sute de deținuți politici tineri, deja mergem către zona de adolescență și post-adolescență, oameni de 18, 20, 20 și ceva de ani, majoritatea studenți, care erau închiși acolo încă din timpul lui Antonescu. Securitatea a reușit să convingă un nucleu dintre ei să facă o reeducare pașnică, adică să le dea să citească ce înseamnă comunismul și după aia ei la rândul lor să răspândească aceste idei în comunitatea din pușcărie în care erau angrenați. La momentul respectiv, principalul student care a condus operația respectivă era Alexandru Bogdanovici. Deci, practic, ideea fenomenului Pitești era ruperea acestor relații naturale dintre oameni care se cunoșteau sau care aveau, cum erau în Rusia, erau copii care aveau același background. Cu părinții morți, erau trecuseră până război, înfometați, cu tragedii personale și așa mai departe, să-i facă să se chinuie între ei, astfel încât la final ei să devină niște oameni care să nu mai aibă niciun fel de milă, să fie distruși psihic și să poate să fie folosiți ca unelte împotriva celorlalți deținuți. Au vrut să creeze un fel de fabrică umană de torționari. Exact, da, așa e, da. Asta a fost în Rusia. După care, în momentul în care lucrul acesta s-a întâmplat, a venit în România, acest trecuse de, gândește că vorbim de perioada anilor 20, după care venim și 1949, da? Deci trecuseră 30 de ani. În experimentul Pitești,
până la 6 decembrie 1949, până, din 49 până în 52, până în vara anului 52, peste 5.000 de studenți, tineri, de deținuți politici, în principal studenți, au trecut prin, prin această reeducare, care sună poate cumva așa este interesant. Este foarte finuț, da, da, să ne reeducăm. Așa, o spălare pe creier. Da. Știi, dar nu... Ai putea să zici, dom'le, păi stai un pic, că și noi acum, de exemplu, cu alimentația, trebuie să ne reeducăm, să ne întoarcem către natură, să nu mai mâncăm prostii, să, nu știu, acum a fost cu pandemia, să ne retragem către aer curat, să mergem la țară, să ne regândim valorile. Tot un fel de reeducare este, numai că n-are nicio legătură cu ce, cu reeducarea violentă care a avut loc la Pitești. Cum a început? Exact. Am zis că la Suceava a fost o parte soft la început, apoi un grup, nu, a fost trimis spre Pitești. Da. De ce a fost aleasă închisarea de la Pitești? Știu că era foarte modernă, era cea mai... Da, aici sunt mai multe, sunt mai multe discuții apropo de ce închisoarea de la Pitești. Există și această variantă că ar fi fost o închisoare foarte nouă, o închisoare făcută pe vremea lui Antonescu, dacă nu mă înșel, însă există și alte opinii. E greu pentru că n-a existat o explicație oficială pentru ce s-a ales Piteștiul ca loc. Însă profesorul universitar Ilie Popa spune așa: Piteștiul era orașul lui Antonescu. Aici s-a născut, aici a avut casa până acum niște zeci de ani când a fost dărâmată. Și Antonescu era, până la urmă, exponentul numărul 1 asupra căreia se aruncau mai ales comuniștii. Deci comuniștii, da, era inamicul public numărul 1, știm foarte bine procesul Antonescu, împușcat și cu oamenii care au fost lângă el în toate deciziile pe care le-a avut privind intrarea României alături de Axă în al doilea război mondial. Deci asta, să zicem că ar fi fost ar avea o logică. Au vrut să dea o lecție cumva, adică mergem în inima fiefului lui Antonescu și acolo facem cele mai diabolice atrocități legate de experimentare. Cumva să plecăm de acolo de unde ar fi trebuit să fie, să zicem, o zonă anticomunistă foarte puternică. Pe lângă acest fapt, există și familia Brătianu, tot din Pitești se trăgea. Deci mai există și acest al doilea aspect al problemei. Mai mult decât atâta, casa familiei Brătianu era foarte aproape de închisoare localizată, la fel cum era și casa lui Antonescu. Și în plus, Ion Mihalache, cel care a întemeiat Partidul Țărănesc și care a fost un luptător acerb împotriva comunismului, era tot din Pitești. Deci, din punct de vedere istoric, pare că ar fi mai logică o explicație de acest gen decât simplu motiv că închisoarea era construită mai nou. Adică, nu văd de ce ar fi contat lucrul acesta, pentru că până la urmă... În ce condiții umane au ținut, nu avea nicio relevanță deci când de modern era. Da. Practic au vrut să dea o lecție într-un fief al luptei anticomuniste și e clar că într-o zonă în care anticomunismul era, ca să zic așa, la el acasă. Te duc la o întrebare pe care mă trase mai încolo, pornind de aici, lupta asta a comuniștilor acerbă. S-a spus mult timp că ei au vizat legionarii. Că a fost, de fapt, un fel de reeducare legionară și că legionarii au comis acele atrocități. Da, da, da. Există această linie și, din păcate, ea n-a dispărut, pentru că sunt inclusiv acum oameni care susțin că, de fapt, fenomenul Pitești a fost o luptă internă între legionari. Ideea este că cei care au fost acolo, care au fost în acest experiment îngrozitor, nu erau toți legionari. Adică, da, într-adevăr, la momentul respectiv, tineretul era atras de ideile legiunii, de ideile, să zicem așa, unui creștinism de dreapta, cum le plăcea legionarilor să spună că sunt. Și foarte mulți dintre ei făceau parte din frățiile de cruce, era o chestie de adolescență, era un moment al țării pe care nu trebuie
să-l negăm, așa au fost vremurile atunci. Numai că nu toți care erau acolo erau legionari. Adică erau oameni din, erau tineri care pur și simplu erau tineri de la țară, erau studenți, erau... Și una era să ai câte anumite simpatii și alta era să ai crezul. Da, bineînțeles. Adevărat, da, deci, de dreapta extremă. De fapt, acolo Piteștiu a vizat reeducarea unor oameni care erau total anticomuniști. Acum că ce... nu știu... Cam circular, există și punctul comun, nu? Da, anticomunist, da, bineînțeles. Cu legionari există o zonă, da, normal că comună. Legionari erau anticomuniști. Dar să generalizezi, să spui că toți de acolo au fost legionari, asta este o mare greșeală. Profesor Radu Preda spune așa: a reduce fenomenul Pitești doar la o acțiune antilegionară este o nedreptate în raport cu cei care nu au fost legionari și care totuși au trecut prin grozăviile care s-au consumat acolo. Cei care au trecut prin chinurile Piteștiului erau regaliști, erau liberali, erau conservatori, țărăniști. Nu a fost un experiment monocolor politic și nici măcar confesional. Dovadă că au ajuns acolo și reprezentanții ai unei culte neoprotestante, de exemplu. Adică comuniștii asta au vrut de fapt să arate că, domne, noi am reducat legionarii, care legionarii implicit erau naziști și atunci noi am vrut să îi facem să nu mai fie, să nu mai creadă în dreapta, că dreapta făcuse ceea ce făcuse în al doilea război mondial și a dus la toată nenorocirea războiului al doilea mondial. Numai că acest argument nu ține în momentul în care iei fișele celor care au trecut prin fenomenul Pitești și vezi că, da, într-adevăr au fost destul de mulți legionari, dar nu toți au fost legionari. Și nici măcar în mare majoritate, adică nici, da, măcar 50%. Când tu ai, de exemplu, acolo un copil de 18-19 ani care s-a înscris în frățiile de cruce, că era o chestie și n-a făcut aproape mica, pentru că din 1940, de la rebeliunea legionară, deja legionarii nu mai aveau niciun fel de putere. Mai mult decât atât, știm foarte bine că Antonescu, după ce i-a băgat în pușcării, le-a dat voie, între ghilimele, să se spere de păcate în fața poporului român, luptând pe front de est. Mulți au murit acolo. Ideile de dreapta și ideile anticomuniste însă au rămas, mai ales după 1944, după momentul de la 23 august și mai ales după 1945, când regimul comunist a început să se așeze temeinic, ca să zic așa, cu Bocancu pe poporul român. Să ai un copil de 18-19 ani în 1947, 45, 46, 47, la momentul 40, repet, când legiunea a avut guvern, însemna că el la vârsta respectivă avea 13 ani. Nu poți să-l bănuiești că poate era un trend, poate era, n-aveau convingeri legionare. Erau niște oameni care erau în primul rând creștini sau așa și în al doilea rând erau anticomuniști. Asta a fost de fapt elementul, numitorul comun. Da, pentru că după cum ai spus și tu din acel citat, erau și conservatori, erau regaliști, erau, da, țărăniști. Erau țărăniști, erau liberali, adică nu aveau niciun fel de... Adică apartenența politică nu era monocolor. Erau luat din pătura asta a studenților pentru că... Asta zice domnul Preda, zice așa: așadar, elementul comun care îi făceau interesanți pentru opresor, pentru comuniști, era faptul că erau tineri educați și aveau un fond cât mai apropiat de natura, adică era prima generație de oameni emancipați din mediile lor rurale, mulți veniseră de la țară. Și se dorea cercetarea în amănunțimea limitelor la care se ajungea, fie pe cale intelectuală, fie pe cale de manipulare psihologică, fie pe cale de brutalitate fizică. Adică toate aceste trei direcții, să le spunem așa, s-au îngemănat în fenomenul Pitești cu o latură extrem, extrem de puternică a brutalității fizice. Hai să vorbim de brutalitate, că noi am tot spus, domne, tot de îngrozitor ce s-a întâmplat la Pitești, șoc, știi? Ok, dar ce însemna tortura de acolo? Ce însemnau demascările? Care era procesul? Nu știu, hai să facem un exercițiu de imaginație, da, sumbru. Da, ca să suntem trimiși la Pitești. Ce pățeam? Da, ca să înțelegem puțin dimensiunea a ceea ce au pățit acei tineri acolo, trebuie să spunem că, de fapt, fenomenul Pitești și tot ceea ce s-a întâmplat în aceste reeducări au fost de fapt o mișcare profund anticreștină. Adică la momentul respectiv creștinismul românesc era foarte bine ancorat în societate, populația era foarte credincioasă,
că vorbim despre ortodoxi, că vorbim despre greco-catolici, despre romano-catolici, cei care veneau din Ardealul sau din partea de Bucovină și care au fost din Imperiul Austro-Ungar, dar latura aceasta creștină era foarte, foarte puternică. Și evident că cele două dictaturi care și-au împărțit perioada respectivă, începând din 1933 până la ruși din 1920, până în 1989 la comunism, până în 1945 la nazism, aceste două dictaturi au avut tente puternic anticreștine, adică au fost mișcări care au negat tot ceea ce însemna creștinism. Deci asta trebuie neapărat spus. Și atunci, parte din chinurile la care au fost supuși acești tineri, acești copii, până la urmă, pentru că ei săraci erau niște copii la 19-20 de ani, n-aveai ce să... Nu cunoșteai viața, plus că trecuseră prin perioada războiului, după care au fost problemele imediat următoare. Dar ei erau, repet, profund creștini. Și atunci, mare parte din chinurile la care au fost supuși au avut această tentă anticreștină. Și acum o să dăm câteva exemple. În primul rând, bătăile. Bătăile erau ceva la ordinea zilei. Într-o primă poveste, Țurcanul, personajul negativ, să-i spunem așa, din fenomenul Pitești, când a venit primul lot la Pitești, i-au primit într-o celulă mai mare, acolo erau acești tineri deja reeducați, cum este acest... Aia de la etaj, nu? Da, cum era acest Țurcanul. Și la un moment dat au intrat, au început să povestească, cei care veniseră în primul lot au crezut că asta era ideea, mai întâi să te împrietenești, să începi să-ți faci confidențe, să povestești. Toți au început să spună de comunism, că uite ce se întâmplă țării și așa mai departe, după care, într-o noapte, s-au trezit în niște bătăi crunte, veteranii, să spun așa, reeducații, își ascunseseră sub paturi diverse unelte de bătaie, începând de la par de lemn și țevi și așa mai departe, și i-au bătut până când i-au lăsat în nesimțire. Deci asta... Dar a fost, să nu se înțeleagă că bătaia înseamnă că i-au luat la pumn. Nu. Deci erau niște bătăi înfricoșătoare. Deci adică erau de țevi în cap, de scoși, creier praștie, de fracturi, de alea. Acum o să caut exact ca să nu vorbim așa pe lângă subiect. Bătăi, de la ordinea zilei, nu-i lăsau să doarmă. Adică, în primul rând, că ceea ce era cel mai crunt era că tu înțelegeai că cine te bate sunt oameni la fel ca tine. Sunt oameni, de exemplu, poate o să discutăm un pic despre acest Țurcanul. Țurcanul fusese la rândul lui. Discutăm imediat și despre... Da, fusese la rândul lui. Uite, dau niște citate, că în cartea asta am scos coturile în afară. Exact. Și zic așa... pe mine m-a bătut Țurcanul personal, că o să referim la live. Mi-a rupt osul sternului, n-am putut să stau decât a plecat în față. Au început fiecare să scoată bucăți de mătură, bucăți de frânghie, nu frânghie propriu-zisă, ci odgoane, și s-au năpustit asupra noastră. Asta... Din nas și din gură îmi curgea sânge, cu un ochi nu mai vedeam. Da, asta este povestea acestei prime bătăi. Uite, pe timpul nopții tinerii erau obligați să doarmă doar pe spate, cu mâinile întinse pe lângă corp, deasupra pătorii complet goi. Dacă încercau să se miște în timpul somnului, atunci erau loviți în cap cu o bâtă de către un reeducator care stătea de pază. Deci ei trebuiau să fie nemișcați. Ori asta în somn este evident că nu se poate, mai ales în momentul în care dormi pe jos, nici în pat nu poți să dormi fără să te miști. Erau arși cu țigările pe diverse părți ale corpului, le erau necrozate fesele sau erau obligați să mănânce fecale. Iar după ce vomau, reeducatorile reîndesau voma pe gât. Unii dintre cei care credeau în Dumnezeu, marea majoritate ce vorbeam, împlineau un ritual de botezare în fiecare dimineață. Mai precis, erau scufundați cu capul în vasul în care deținuții se urinau și defecau, până când apa făcea bulbuci apa. În timp ce deținuții din jurul lor cântau formula botezului. Totodată, deținuții care erau studenți la teologie oficializau, obligați fiind de Țurcanul,
slujbe religioase în săptămâna Paștelui și în noaptea Învierii. Mai precis, unii deținuți jucau rolul dascărilor de biserică, în timp ce alt deținut era preotul. Cel din urmă era îmbrăcat într-un cearceaf mânjit cu fecale și purta la gât un penis creat din pâine, săpun și DTT, un insecticid folosit la combaterea păduchilor. Textul liturghiei avea caracter pornografic, Sfânta Născătoare fiind numită Marea Curvă, în timp ce Iisus purta numele de idiotul care a murit pe cruce. În noaptea Învierii din 1950, deținuții în faza de reeducare de la Pitești au fost obligați să treacă prin fața unui tare preot, să sărute falusul și să spună Hristos a înviat. De exemplu, studenții de la teologie erau obligați, unul dintre ei a fost obligat să-și facă nevoile în gamela din care mânca. Ei când mâncau nu aveau niciun fel de tacâmuri și mai mult decât atâta erau cu mâinile legate la spate, trebuiau să stea în genunchi, practic să mănânce ca un câine din gamela respectivă, iar după ce i-au umplut gamela cu nevoile respective, l-au pus să mănânce din ea și să o curețe cu limba. Adică sunt niște lucruri îngrozitoare. Unul dintre deținuți spune, Mihai Timaru, m-au întins pe spate, mi-au ridicat picioarele în sus, doi mă țineau de piciorul drept și doi mă țineau de piciorul stâng și alți doi îmi dădeau lovituri peste tăl cu cos de mătură. Cum bați cu ciocanul în nicovoală, așa băteau ei în tălpile mele. Am căzut în stare de nesimțire din nou, m-au băgat capul în veceu și au aruncat cu o căldare de apă asupra mea. După care m-au târât din nou în celulă, după care au început să mă bată din nou. Deci asta erau și ei de fapt, și aici o să povestim puțin, că te întreb bine, ok, zic. Închei cu o singură chestie, Lucia Surângin întreabă, au existat și împotriviri, Nicolae Ințe răspunde. A încercat unul singur, Niță Cornel, un băiat de 20 de ani și a fost omorât. A început să urle că nu se mai poate, i-a îndesat pe cârpa, i-au tăiat laringele și a murit. Da. Asta este asta se întâmpla, de exemplu, dacă mai și comentai. Da. Constantin Barba zice așa: eu personal am asistat în perioada când am fost aici, adică la Pitești, la uciderea a 5 deținuți. Bălănișcu, Bogdanoviș, Niță Cornel și alți doi care în fața mea s-au aruncat pe golul scării. Șerban Gheorghe și Vătășoiu. Disperarea era atât de mare încât cred că dacă ar fi avut posibilitatea, marea majoritate s-ar fi sinucis. Adică, dar ei n-aveau cum să facă lucrul ăsta. Adică erau atât de bine ținuți și sub observație că n-aveau cum. El povestește că și-a tăiat arterele de la mâna stângă la un moment dat și ăsta a fost norocul lui că după aia nu mai putea el să bată la rândul lui pentru că nu mai putea folosi mâna. Pentru că trebuie să spunem, dacă ei nu executau ordinele astea, dar erau chinuiți, că după aia erau trecuți în partea de torționeau și puneau pe alții să îi chinuie. Dacă nu executau, tot ei o pățeau mai rău și tot așa sistematic deveneau ei fiare, cum a fost și Țurcan. Hai să vorbim un pic despre acest personaj. Până vorbim despre Țurcan, să spunem exact care, că lumea se poate întreba bine, dar de ce făceau asta? Adică care era, de fapt, targetul final? Targetul final, conform cărții domnului Virgilie Runca, era așa. Prima, demascarea externă. Deținutul era obligat să-și demonstreze sinceritatea față de Partidul Comunist și față de organizația deținuților convingeri comuniste făcută de acest Țurcanu, pentru că de aici pleacă prima bătaie, că încercau să îi tragă pe deținut să vină în această organizație. Da? Și evident, la răspunsul negativ urma bătaia. Adică să spună tot ceea ce au ascuns sau nu au recunoscut în cadrul anchetelor realizate de securitate. De fapt, deținutul respectiv trebuia să-i denunțe pe toți cei care au fost complici sau pe cei din afara închisorii cu care el păstrează legătura. Tot ăsta, evident că se întâmpla sub tortură. A doua, asta era demascarea externă. Deci să spună cu cine are legături atât în pușcărie cât și în afara pușcăriei. Demascarea internă. Ajuns în faza a doua, deținutul trebuia să-i denunțe pe toți cei care l-au ajutat să reziste în închisoare. Astfel că tânărul era nevoit să-i toarne pe ceilalți deținuți care l-au încurajat sau l-au susținut, dar și pe cei care făceau parte din administrația închisorii, care au permis în trecut anumite beneficii. În felul acesta, securitatea putea realiza arestări în afara închisorii și putea elimina personalul slab din cadrul acesteia. Acum, putem să ne închipuim că în personalul unei închisări nu sunt toți
numai satane. Poate sunt unii care sunt jumate de satană. Și când vedeau copiii care sunt bătuți și puși să mănânce rahacea, poate că unul i-a fi dat o jumătate de pătură, i-a dat o lingură de ceva să mănânce în plus. Și atunci aceste elemente subversive în ochii comuniștilor trebuiau expuse ca să nu, ca să aibă grijă de ei și să nu se mai întâmple. Deci deținuții trebuiau să nu mai aibă niciun fel de ajutor, inclusiv în interiorul închisorii. După care a urmat demascarea morală publică. La acest nivel apare denigrarea trecutului și personalității deținutului, denigrare pe care însuși deținutul o realizează. Cum printre deținuți se aflau mulți băieți de la țară, ce vorbeam, și deși fi de preoți, aceștia din urmă sunt puși să descrie cu lux de amănunte scenele erotice la care s-ar fi dedat tatăl lor chiar în altar, să spunem pe când pregătea cu minecătura, iar mama e arătată ca o prostituată, deținutul fiind pus să inventeze cât mai detaliat scenele la care ar fi asistat chiar el. Despre el însuși, deținutul trebuie în sfârșit să închipuie cele mai rafinate perversități. Adică aici deja începeau să umble, până să spunem că până cele două puncte demonstrau o trădare, adică să strădezi pe cei care te-au ajutat. Acest al treilea punct intra deja în interiorul tău, adică încercau să-ți demoleze propriul sistem de valori, care la vremea respectivă consta în familie și în credință. Îi atacau pe cei în care credința și familia se îmbucau foarte bine, adică copiii de preoți. Tocmai pentru că erau niște lucruri efectiv sacre la momentul respectiv, familia și credința, foarte mulți dintre cei care au cedat, n-au cedat la bătăi. Au cedat la acest chin psihologic în care tu trebuia să-ți distrugi practic sistemul în care ai trăit, educația și valorile în care tu credeai. Valorile din familie și valorile credinței creștine. După care urma apogeu, să zicem așa, reeducarea prietenului cel mai bun. Când Țurcanul considera că deținutul era pregătit pentru a face parte din organizația deținuților cu convingeri comuniste, el era supus acestui ultim test. Tânărul reeducat trebuia să se ocupe de procesul de reeducare al celui mai bun prieten al său, adică să-l tortureze la rândul lui, devenind astfel torționar. Deci după ce te distrugeau fizic, te distrugeau moral și în momentul în care aceste două lucruri se îngemânau, erai pregătit pentru pasul al patrulea, să începi tu la rândul tău să-i distrugi pe ceilalți și cu cine să începi? Cu cel mai bun prieten al tău, evident, din închisoare, pentru că poate că prietenii lor de viață erau în libertate sau poate că alții erau în alte închisori și așa mai departe. Deci aici se închidea practic cercul. Cu acest al patrulea punct, când după ce ai renunțat la tot, da, ți-ai turnat cei care te-au ajutat, ți-ai, pe cei din pușcărie, ai renunțat la familie, ai renunțat la Dumnezeu, ai renunțat la Iisus Hristos și în momentul ăsta ești pregătit să devii tu la rândul tău o bestie. Ăsta era, de fapt, obiectivul acestei așa zise reeducări. Să-i transforme pe oameni în niște bestii, dar ca să ajungă la nivelul ăsta, ei trebuiau să se facă. Ai sistemul, de care sistemul apoi să se folosească. Da, pentru că tu, adică dacă... De la un om care a trecut prin toate chestiile astea și a ajuns în etapa finală, să zicem că după aia îl scoteai din pușcărie și îl foloseai. Da, da. Și îl trimiteai punct ochi, punct lovit să... La colectivizare, la cea mai departe. Ei deveneau niște roboți și aveau nevoie de acești roboți pentru că ei închipuiau acest proces de reeducare, nu numai la nivelul Piteștiului. El a mai avut loc inclusiv la Canal și în alte pușcării, adică n-a fost, Piteștiul a rămas așa ca un loc în care ei au început să formeze acest neom. Și ca denumire, fenomen de la Pitești. Da. Da, el n-a avut loc numai la Pitești. Numai la Pitești, dar ei asta încercau să facă, ei încercau să transforme niște oameni puri din punct de vedere politic, că erau anticomuniști, puri din punct de vedere religios, pentru că erau creștini și erau apropiați, puri din punct de vedere social, pentru că erau apropiați de familiile lor, de tot ceea ce însemna sistemul social românesc la momentul respectiv, și să-i transforme în niște bestii care la rândul lor să poată să reeduce mai departe, adică ei își închipeau pe semne că o să ajungă la un nivel la care toată țara asta să fie reeducată și toată lumea să fie comunist din rupându-le oamenilor tot ce au mai sfânt practic în ei. Hai să vorbim despre Canal.
Da. Pentru că din, o parte din cei reeducați care au ajuns, au avansat în grad, da, au trecut, au fost, prin... au fost trimiși la canal ca să continue exact ce spuneai tu, mai bine, unde au fost alte abominații. Da. Canalul Dunăre Marea Neagră din 1949-1955, că vorbim despre acel canal, nu canalul care există acum, a fost început dintr-o solicitare a lui Stalin adresată lui Gheorghe Gheorghiu Dej, într-o întrevedere pe care au avut-o ei la Londra în 1948. Asta spun datele istorice. Un prim scop, de fapt, a fost lichidarea elitelor sociale și politice prin muncă forțată, externare și tortură. Munca forțată garanta faptul că deținuții politici nu aveau cum să scape cu viață în urma supliciilor la care erau supuși. Adică asta era logica, de fapt. Iar în 1951 au fost aduși la canal, după datele oficiale, 15.000 de deținuți. Ca idee, la un efort care ar fi implicat atunci o hrană de 5-6.000 de calorii pe zi, deținuții aveau 2.000. Practic, canalul nu oficial a fost... Oficial aveau 2.000. Oficial aveau. În interviuri, da, bine, se ajungea pe la 800 de calorii. Da. Practic, ideea canalului a fost, să zicem așa, exterminarea prin muncă. Adică sub ideea nobilă a unei investiții care să aducă prosperitate României, doamne, uite, facem canal, că așa și pe dincolo, era de fapt locul în care, feriți de privirile celorlalți oameni, da, poporului în general, puteau să fie exterminați în ideea în care, domne, noi am luat chiaburii, am luat intelectualii ăștia, hitleriști, naziști, da, șefii de partide și așa mai departe, și am pus să se reeduce prin muncă, ce, cu ce greșim, adică să se revanșeze față de poporul român pe care l-au tărât în război împotriva Uniunii Sovietice, un război nedrept și așa mai departe, ei să se revanșeze față de popor prin muncă. De fapt, nu era decât o operațiune de crimă mascată. Prin dificultatea muncii, prin normele care erau absolut aberante, pentru că la tehnologia de atunci, și asta știu de la bunicul meu, practic acel canal nu se putea face. Adică acolo aveam nevoie de o tehnologie care la momentul respectiv România nu avea, începând de la escavări și așa mai departe. Tot ce au făcut ei atunci, tot ce au muncit și tot ce au realizat, s-a făcut cu niște eforturi supraomenești, de multe ori cu mâinile goale. Adică au fost oameni care pur și simplu au escavat munți, munți, munți de piatră, mii și mii de metri cubi, cu mâinile goale, cu roabe de lemn, cu sape de lemn și așa mai departe. Adică era o muncă de, nici măcar de evul mediu, era o muncă poate de Egiptul antic. Deși acum dacă ne uităm la Discovery și la așa, vedem că de fapt aveau niște unelte mult mai avansate decât epoca în care s-au făcut piramidele, de exemplu. Deci nu era cazul. Ce zice mama în carte? Zice la un moment dat așa: propaganda vremii vorbea despre canalul Dunăre Marea Neagră ca de o stațiune balneoclimaterică. Asta era oficial, i-am dus, domnule Său, da, dar vedeți că au condiții, nu e așa. Care era realitatea? În primăvara anului 1950 au plecat de la Aiud, la canal, câteva loturi de deținut. Primele loturi trimise din închisori. Primul grup de la închisoarea Pitești, și aici venim cu cei de la reeducare, erau compus din 80 de deținuți trecuți prin demascare. Între aceștia erau reeducați Ion Bogdănescu, Gheorghe Oprea și Iosif Steyer. După o lună, în data de 25 iunie 1950, sunt transferați la peninsula. E, și de aici începe nebunia. Deci ei au fost aduși ca să aibă de fapt și să implementeze ceea ce fuseseră pregătiți să implementeze mari mase de deținuți. Până la urmă există și o declarație oficială că de fapt Gheorghe Gheorghiu deja a spus că canalul va fi mormântul reacțiunii și de fapt asta s-a întâmplat. Adică n-au, la un moment dat nu s-au mai ascuns că de fapt de asta au făcut canalul și a devenit, să spunem așa, semi-oficial că acolo va fi mormântul reacțiunii. Da? De fapt, reacțiunea erau anticomuniștii. Bine, nu punem la socoteală că n-avea
apă curentă, deținuții dormeau pe talaj sau direct pe scândură, sau sub cerul liber pe pământul gol, apa de băut era creată cu hârdaie din lacul Siudghiol, nu puteau să se spele, erau bătuți în continuu, se spălau la un moment dat cu urină, nu mai aveau cu ce să se spele. Deținuții lucrau circa 17 ore pe zi. Reeducați erau obsedați să îndeplinească normele de cei care erau acei capo-comuniști, că de fapt asta erau. Deveniseră niște criminali care trebuiau să-i omoare pe ceilalți. 3,5, norma era 3,5 metri pe zi și de fapt aici era vorba despre reeducarea prin muncă. Dacă nu îți făceai norma, de fapt demonstrai că nu ești reeducat și că nu vrei să ajungi societatea. Au fost foarte multe cazuri de oameni care au murit pur și simplu încercând să-și facă normă. Ori să muncești în zona respectivă, cald, vara, știm cu toții. Da, după ce termini 17 ore de muncă, tu ne fiind pregătit fizic oricum, da, pentru genul ăla de muncă, să te ia ăștia la bătaie, să fii și nemâncat, să apuci să dormi o oră, era... Da, minunat, au murit foarte mulți. Au murit foarte mulți și până la urmă pentru un scop care nu a avut nicio legătură cu realitatea, pentru că până la urmă bucata, din câte știu eu, bucata respectivă care s-a lucrat atunci, prospecțiile geologice, asta știu de la bunicul, din cartea scrisă de tata despre bunicul meu, prospecțiile geologice pe zona în care urma să treacă acea bucată de canal au demonstrat că solul era unul cretos, care suge apă. Și li s-a spus celor care aveau intenția să ducă canalul pe acolo, n-au fost luați în seamă. Unul dintre inginerii care a tras acel semnal de alarmă a fost bunicul meu și în momentul în care au dat drumul la una dintre bucăți să vadă ce se întâmplă și cum se comportă, apa a intrat în pământ, pur și simplu. Și atunci a fost lotul 2 de la canal de condamnați, în care a făcut parte și bunicul meu, pentru că au zis că au fost sabotori, că au sabotat lucrările canalului, deși erau scrise aceste lucruri că acea bucată de pe acolo nu se poate trece cu apă pentru că apa va intra în pământ. Deci au fost niște lucruri făcute în deplină cunoștință de cauză doar pentru a justifica omorârea unor oameni, să zicem așa, cu conștiința curată. Noi ne-am pus la muncă. Acum că ei au murit... Și degeaba și... Păi au murit pentru că erau boieri, că așa, că nu știau cum e cu munca, că dacă îi puneai să stai și tu de dor cu sapa, uite ce plâng ca niște așa, că... Dar oamenii, asta era propaganda. Oamenii din țară n-aveau de unde să știe ce se întâmplă acolo și care sunt condițiile, nu neomenești, n-aveau nicio legătură cu nimic, nu cu umanitatea, n-aveau nicio legătură nici măcar cu logica și ceea ce este cel mai sinistru este că, repet, lucrările n-au avut nicio finalitate. Adică s-a demonstrat după aia că, de fapt, asta a fost ideea. Să îi distrugă fizic pe cei care erau implicați în acele lucrări. Aduși acolo ca să extermine. Ok. Să mergem la cazul doctorului Simionescu, care e un caz tragic, dar care a avut un efect benefic. Că a cam oprit... A cam oprit fenomenul Pitești, long story. Da. Long story short. Da, să spunem, aici o să citesc un pic mai mult, să spunem de fapt cine este doctorul Simionescu. Este un fiu de preot din comuna Erbiceni, județul Iași, patriot ardent, mare personalitate a chirurgiei românești, lider politic al blocului generației 1922, a ridicat spitalele din Chilia Nouă la vremea respectivă, turnul Măgurele Galați, căminul studenților în medicină Schitu Măgureanu. Condamnat 5 ani temniță grea și 5 ani degradare civilă, bănuit de crime de război și de a fi vinovat de dezastru țării. Ucis la 12 iulie 1951 în lagărul Peninsula, bucățica aceea desprinsă practic din canal. Ce zice fiul lui? Se găsește toată discuția în carte. Se pare că la Peninsulă tata, care avea 67 de ani, a fost băgat în faimoasa brigadă numărul 13, asta era brigada unde se murea cel mai repede, care era o brigadă de pedeapsă, condusă de actualul doctor și de atunci student la medicină, Ion Bogdănescu.
Acesta, împreună cu aproximativ 10 inși, l-au crinit îngrozitor, în sensul că ziua îl puneau să lucreze, noaptea îl băteau și nu lăsau să doarmă. Îl puneau să stea în patru labe, să spele toată baraca, în timp ce îl călăreau. Deci stăteau pe el, om de 67 de ani. Om de 67 de ani. După care, iar îl băteau. Nu-i dădeau să mănânce. Ultima dată când l-am văzut, era o palidă umbră a ceea ce fusese cu două luni înainte. Suferind în continuu de pe urma acestor bătăi, nu a mai putut suporta. Ultimul om cu care a stat de vorbă înainte de moarte a scris un articol în Alianța Civică în care afirma că tatăl meu i-a spus că se va sacrifica pentru că în primul rând nu mai poate și în al doilea rând este convins că prin sacrificiul lui va ușura situația celorlalți care erau torturați alături de el în diverse închisori existente la canal. Pentru că el era cunoscut în afară, în special. Da. Era un chirurg extraordinar. Era o personalitate, era o personalitate internațională, dovadă și realizările pe care le-a avut. Și aici moartea doctorului Simionescu este un pic neclară. Adică cele mai multe opinii spun că la un moment dat s-a îndreptat către gard, unde se știe foarte clar că nu aveai voie să te duci către gard și a fost împușcat de către cei care păzeau locul. Și a făcut-o conștient. A făcut-o conștient. Unii spun că tocmai a făcut-o, da, că s-a dus la WC-ul, nu era WC-ul, groapa unde era toaleta și a ieșit cumva prin spate, era un gard și s-a dus direct către gardul de sârmă ghimpată. Alții spun că la o încolonare către muncă, tot așa când să iasă din locul respectiv îngrădit, s-a dus către așa. Alții spun că a fost bătut într-un asemenea hal încât l-au lăsat undeva, pur și simplu nu i-au dat îngrijirile medicale și s-a stins în urma acestor bătăi continue. Din punctul meu de vedere este irelevant cum a murit. Important este că a înțeles cumva că dacă cineva nu se sacrifică și nu arată că nu e normal, că cuvintele pălesc, nici nu știi cum să spui, cum să prezinți acest lucru. A fost un strigăt final de ajutor în ideea în care poate această sinucidere va aduce măcar o schimbare în modul de a trata deținuții, pentru că era clar că nu o să fie eliberați. Deci nu asta era problema. Nu se gândea nimeni că o să fie eliberați, dar măcar să se schimbe puțin din modul în care erau tratați. Cât a durat de la ideea e că asta vreau să spun că apropo de ce s-a întâmplat după asta, vestea morții lui, zice istoricul Mircea Stănescu, zice așa: vestea morții lui a ajuns în Occident, în speță la Radio Ankara și Radio Londra. A fost un scandal puternic internațional care a fost folosit în contextul războiului rece de către propaganda occidentală. Atunci nu se știau multe despre povestea aceasta legată de Pitești. În schimb s-a aflat esențialul, adică faptul că la canal au fost transferați niște deținuți care la Pitești au trecut printr-un proces misterios de schimbare de convingeri și care la canal s-au apucat să-i bată pe alți deținuți ca să-i facă comuniști să le schimbe convingerile. Ăsta este esențialul și trebuie să recunoaștem că de fapt este specificul demascărilor. De aici demersurile au intrat într-o debandadă și într-o degringoladă, în sensul că regimul, văzând presiunea internațională, a procedat la lichidarea acestei demascări, reeducări, în două etape. În primul rând, în 30 august 1951, moartea lui Simionescu fiind în 12 iulie, toți deținuții de la Pitești sunt mutați la Gherla. Închisoarea de la Pitești este evacuată, fiind în centrul acestui scandal internațional, după care, începând din septembrie până în decembrie, acțiunea a fost complet stopată. La data de 19 decembrie, lotul de reeducație în frunte cu Țurcanu este transferat la Jilava. În vederea anchetelor, acțiunea este oprită. Nu mai există nicio acțiune reeducativă în închisorile din România de tip Pitești. Și de aici încep intrăm în procesele pe care, da, eu zic că am discutat mare cam ce s-a întâmplat la Pitești pentru cei care vor să continue să vadă ce s-a întâmplat și după. Trebuie spus, mai trebuie adăugat un singur lucru. Că de ce ți-e frică, de aia nu scapi. În urma proceselor și anchetelor care au început dictate de regimul comunist, toți cei care au participat ca reeducatori
li s-a cerut să-și dovedească realitatea, dând o declarație că au săvârșit totul fără știrea autorităților de partid și de stat și chiar autorităților din închisoare. Evident că Țurcanu și restul au realizat că dacă fac treaba asta, practic își asumă 100% că reeducarea a fost o idee a lor, nu au semnat acest lucru și ce s-a întâmplat? Au fost băgați în niște procese cu ușile închise și au fost executați. Deci, dar în același timp, Nicolski și cu toată gașca de sus, cei care dictaseră aceste reeducări, au scăpat, pentru că nu și-au asumat. E, și de aici, practic, din acest moment s-a lăsat deschisă o portiță pentru cei care acum spun că reeducarea a fost făcută între legionari. Pentru că Țurcanu, având un trecut legionar, se susține că el de fapt s-a întors împotriva legionarilor în momentul în care, printr-o acțiune de demascare a unor prieteni de-ai lui, care au fost tot în frățile de cruce, au fost închiși și bătuți, el deja avea în momentul respectiv trecuse la comuniști, era un tip foarte oportunist și arivist și vrea să... Maleabil. Da, dar nu numai maleabil, dar el vrea cu tot din adinsul să ajungă ceva. Și a schimbat barca în momentul în care auzi că sunt comuniști la putere. E, când a fost turnat, că a făcut parte din frățile de cruce, a fost închis. Și atunci se pare că a intervenit de click în care el a devenit extrem de răzbunător față de legionari. E, și aici zic că portița rămâne deschisă pentru cei care nu vor să înțeleagă fenomenul Pitești, că, vezi, dragă doamne, a fost o acțiune a lui și a unor prieteni de-ai lui legionari împotriva legionarilor care l-au turnat. Dar cine își poate închipui că într-o pușcărie comunistă deținuții fac ce vor și se bat între ei? Vorbeam înainte. Păi, de ce nu s-a întâmplat același lucru la Gherla, la Iud, la Canal, la Mislea? De ce nu s-au bătut deținuții între ei înainte sau după? De ce a fost numai acolo? Pentru că a fost clar un lucru dictat de autorități. Asta s-a vrut să se facă, asta s-a făcut. Încheiem cu Piteștiu. Încă o dată, toată discuția noastră s-a bazat pe reeducarea de la Pitești, cartea Lucii Hosul Ungin, Mama ta, care la rândul este bazată pe episoadele din 1991. Da. Nu cred că eu îmi notasem aici să, ce concluzii se mai trag. Nu cred că mai are niciun sens de vreo... Le-am tras concluziile din ce am vorbit. Concluziile, repet, cartea continuă și cu niște interviuri numite în capitolul Cerberii Penitenciarilor, cu câțiva dintre torționari care sunt uluitoare și ele. Nu vreau să insist acum pe ele pentru că am luat lumina de pe Pitești și nu să stăm strâng despre Pitești. Asta e un alt capitol. Unii sunt legați și cu inclusiv Nicolski, care este singurul interviu dat în care își recunoaște faptul că făcea parte din nomenclatura comunistă, dar nu recunoaște evident și niciunul dintre ei nu recunoaște că a participat activ sau că ar fi dat vreun ordin ca să se întâmple asemenea nenorociri. Asta demonstrează că până în finalul vieții lor, și știm asta deja și cu cei care au fost judecați acum în ultimul timp, că n-au avut puterea măcar în ceasul al 15-lea, nu al 12-lea, să recunoască și să-și asume ceea ce au făcut. Dar evident că cine face așa cum ceva... Cum să recunoști așa când ceva? Când faci așa ceva, este imposibil să și recunoști. Memorialul Durerii, ca proiect, a împlinit anul trecut... 30 de ani. 30 de ani. Noi am scos la Hiperliteratura trei cărți, pe lângă reeducarea de la Pitești, care a apărut în 2020, chiar în primul an al pandemiei. Avem cartea de centenar, Oamenii mari care au făcut România mare, o altă minunăție de carte legată de personalitățile istorice marcante, care au ajuns și ele tot prin... Și care, dacă n-au murit în perioada interbelică, au murit în închisorile comuniste. Că orice lucru, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, evident, la poporul român. Și cartea scoasă anul trecut, odată cu moartea celui care a fost Ion Mihai Pacepa, să o las așa un pic, singurul interviu dat de Pacepa unui jurnalist român. Da, singurul interviu în mod direct. Da. Mama s-a dus în America și a luat interviul în mod direct. Și a fost una dintre puținele persoane care l-au văzut pe Pacepa face la față. Pentru că se știe că Pacepa și-a schimbat, a avut operații, da, și-a schimbat fața, evident.
și mama a fost singura care... Ar mai fost Credința neperitoare, dar este o carte care în acest moment s-a epuizat. Da, mai este și Credința neperitoare. Nici nu din formatul ăsta. Da, e o carte micuță care este dedicată. Se găsește și ea în librării. Deci se găsește în librării. Librării, da. Poate... Despre partea de credință. Preoții, în special greco-catolici și romano-catolici, dar și ortodoxi, care au fost închiși și exterminați în pușcăriile comuniste. Asta e seria Memorialul Durerii, partea de cărți pe care o găsesc în librării. Eu o să las link-uri în descriere și nu o să te las să pleci fără să-mi recomanzi câteva cărți de istorie. Știu că tu ai spus că nu ești specialist în fenomenul Peter. Nu sunt. Dar eu când lucrez și la editură, dacă am o întrebare de istorie, ești primul pe care îl sun. În principiu, nu știu exact care e perioada, probabil al doilea război mondial, în care ești tu mai... Da. Specialist și te-am rugat să pregătești câteva titluri românești despre istoria noastră, să mai spunem oamenilor ce să mai răsfoiască. Da, le-am pus aici lângă mine. O să încep ca să legăm cumva discuția, că tot vorbim de Memorialul Durerii, cu Tudor Greceanu. El este unul dintre așii aviației de vânătoare românești, drumul celor puțin amintirile unui aviator, și este o personalitate care evident că s-a stins, care a beneficiat și a fost adusă în lumină tot de mama în Memorialul Durerii. A fost prima persoană care l-a intervievat pe Tudor Greceanu după Revoluție, normal, și a arătat opiniei publice cine a fost această cu adevărat mare personalitate românească. Mi-am notat aici câteva lucruri despre Tudor Greceanu. Putem să spunem că a fost, de exemplu, unul dintre piloții care, la cererea expresă a comandamentului german, impresionat de extraordinara prestație a grupului 7 vânătoare la Stalingrad, a cerut să înglobeze temporar grupul 7 vânătoare în cea mai de frunte unitate germană de vânătoare, flotila Udet. El a luptat cel mai mult pe frontul de est, a luptat și pe frontul de vest împotriva nemților, dar cel mai mult a luptat pe frontul de est, a apărat și Ploieștiul. Sunt niște amintiri extraordinare în momentul în care se întâlnește pe deasupra României, deasupra Ploieștiului, cu marea de avioane americane care la momentul respectiv nu mai aveau niciun fel de adversar pe cerurile Europei, nu numai ale României. Evident că după război a fost condamnat, a făcut 16 ani de închisoare cu niște torturi înfiorătoare. El este autorul, deci a avut 16 ani de temniță grea și el este autorul unui moment extraordinar alături de alți colegi de-ai lui. În încercarea de la Stalingrad au plecat cu avioanele din dotare în momentul în care tancurile rusești tocmai veneau să ocupe aeroportul. Pista era plină de găuri, nimeni nu mai zburase pe vreme de noapte cu un aparat Messerschmitt. Nu se făcea acest lucru în aviația, la momentul respectiv în aviația românească, dar fiecare pilot a mai luat încă un om în fuselajul avionului. Tiberiu Vinca a scos scaunul pilotului și a mai introdus încă un ins pe post de scaun. S-a așezat în brațele lui și se pregătea să decoleze cu alți de oameni la bord, ceea ce nemții n-au reușit niciodată să înțeleagă cum este cu putință. Tocmai ca să nu lase rușilor, mai ales personal din rândul aviatorilor care erau socotiți o elită. El în același timp este cel care a încercat, parțial a reușit, o evadare de la IUD, care a avut loc în decembrie 1952, dar din păcate pentru el a avut o serie de ghinioane care s-au înlănțuit, care au culminat, la un respectiv s-au urcat pe zidul care avea 12 metri, au pus o scară, s-au suit, nu știau că zidul este gros, este lat de 1,5 m și că erau încastrate în ciment, erau funduri de sticlă. Și-au călcat pe ele și-au sărit. Și ghinionul fantastic a fost că a sărit exact în momentul în care sub el cei care păzeau paznicii se intersectaseră, cel din stânga cu cel din dreapta, a căzut pe ei și a prins patul armei cu călcâiul și și-a făcut fractură de tibie și peroneu și a trebuit să rămână pe loc. A fost evident imobilizat. Din păcate pentru Tudor Greceanu, care
pe lângă faptul că a fost o minte luminată, la finalul cărții găsim o listă de invenții și inovații, de exemplu, mecanism de ceasornic cu mișcare uniformă și silențioasă în baie de ulei, brevetat, multe lucruri, pe care, inclusiv în închisoare. Alt trădător. El a fost amurit într-o uitare aproape completă, într-o garsonieră cu picioarele amputate, pentru că de la fracturile pe care le-a avut, a avut 17 fracturi când a sărit și există povești multe cu lăsat în sânge și așa mai departe, și evident că a avut o viață îngrozitoare și poporul român nu știe mai nimic despre acest erou. Tudor Grecianu, Drumul celor puțini. Drumul celor puțini. Rămânând un pic în zona de comunism, este o carte care mie mi se pare, și o recitesc așa ca să nu uit, pentru că cel mai crunt lucru care se poate întâmpla este să uităm ceea ce am trăit. Gheorghe Leahu, arhitect în epoca de aur, sunt memoriile, de fapt sunt niște caiete în care și-a scris, sunt o serie de jurnale, de trei jurnale, în perioada 1985-1989, scrise în perioada 1985-1989, cu gândurile lui, așa să zicem, de zi cu zi. Și o să citesc două lucruri. Era în cap de familie. Soția mea, Viorica, Vivi, lucra într-un mare institut de cercetare. Eu eram arhitect șef al unui colectiv de specialiști de elită din Institutul Proiect București, cel mai mare institut de proiectare din țară. Ne creșteam cu dragoste unicul nostru fiu, Dan Leahu, student la arhitectură. În acei ani căutam cu disperare să ne procurăm cele necesare traiului zilnic, în timp ce la Proiect București se revărsau în valuri indicațiile geniale ale dictatorului ce desfigurau București. Eu și familia, colegii și prietenii mei eram aparent liberi, dar duritatea dictaturii ceaușiste transformase întreaga țară într-o uriașă temniță. Într-o zi oarecare de octombrie anului 1985, disperat că nu puteam să-mi exprim nicăieri revolta, am început acest jurnal secret în care am încercat să consemnez cum era mutilat Bucureștiul și traiul zilnic al românilor și al familiei mele. Asta este, să zicem, argumentația pentru această carte, și am să citesc o notiță de câteva rânduri din 22.10.1985. Mă interesez dacă s-a adus ulei la alimentară. Pe luna octombrie n-am reușit să iau rația familiei, câte un litru de ulei de persoană pe lună. O singură zi din cele 22 de zile trecute s-a adus ulei și în cartierul nostru, dar în ziua respectivă nu am știut și am pierdut ocazia. Cu toate că uleiul e raționalizat și avem tichete, nu se găsește ulei de săptămâni întregi. Toată cartea este exact cu aceste idei, cu acest demers care te nebunește de a face rost de mâncare, de a face rost de benzină, de a gândi o zi de naștere în care să te duci să cumperi, să poți să pui trei felii de salam pe masă, să poți să pui o cutie de pateu, să poți să iei de Paște în loc de 10 ouă, 30 și așa mai departe, pentru cei care, dar numai pentru cei care au trăit în perioada comunistă, pentru cei care n-au trăit în perioada comunistă și au vreo tendință de a lăuda ce s-a întâmplat atunci, recomand această carte cu dragă inimă, pentru că este scrisă... Nu de a lăuda, de a diminua. De a diminua, de a minimaliza ceea ce s-a întâmplat. Trebuie neapărat să citească această carte și eu sunt convins că își vor schimba opiniile, dacă nu radical, măcar acolo un 15-20%, ceea ce e de ajuns. Că tot ziceai de partea cu al doilea război mondial, Dan Gâjiu, Pumnul de fier, este, de fapt, autorul aduce în față un colonel, Gheorghe Cojocea, care a fost ofițer român școlarizat în arma tancuri în Germania și care a făcut frontul de est sub armata germană și a, mai mult decât atât, a participat la Kursk, la cea mai mare bătălie de tancuri din istoria lumii. Ceea ce este extrem de interesant, după cum se vede și pe copertă, el este un uniformă de german. El a făcut războiul în această uniformă și a luptat pentru Germania, fiind român, adică n-a fost sas, că au fost foarte mulți sași care au luptat ca idee, erau germani. Dar el a fost ofițer român, iar poveștile pe care le-are, începând de la cum erau instruiți și ce trebuiau să facă și cum să se comporte atât pe front cât și în afara lui, reprezintă o lecție de istorie pe care cei care sunt interesați măcar de cum arăta o armată
în timpul armata română și armata germană în timpul celor de mondial, merită să o citească. Tot în zona de război, dar aici vorbim despre primul război mondial, Virgiliu N. Drăghiceanu, 707, subcultura pumnului german, rămas în București în timpul ocupației germane, 1916-1918, pentru a proteja monumente istorice, Virgiliu Drăghiceanu a consemnat într-un jurnal tot ce a văzut, a auzit și a citit pe foi volante cu circulație clandestină despre ororile săvârșite de trupele străine și mai ales tot ce s-a putut afla despre jaful sistematic organizat al bogăților țării, de la alimente la valorile de patrimoniu. Nu multă lume știe și sincer spun că nici eu nu știam că ocupația germană în acea perioadă a însemnat o expoliere îngrozitoare a resurselor acestei țări. Adică noi am doamne, ne-am ocupat, ok, dar s-a făcut un pic de ordine în București, a fost ce s-a întâmplat în sudul țării unde trupele ocupante au fost trupele bulgărești, mai ales și trupele turcești, dar ce au făcut bulgarii a fost înfricoșător, cu statui distruse, cu muzee distruse, au cărat opere de artă, așa, dar ceea ce este foarte ciudat și dar asta este istoria, inclusiv nemții au făcut asta. Adică nemții, din momentul în care noi în care ne-am retras în Iași și au ocupat jumătate, trei sferturi din țară, au furat din România extraordinar de mult. Iar această carte arată dimensiunile îngrozitoare al acestui furt. Pentru că multă lume a zis, dom'le, după 1918 România a avut 20 de ani până 1939 în care s-a trebuit să se dezvolte, să facem raiul pe pământ. Păi da, dar haideți să vedem de unde am plecat. Lăsând la o parte războiul cu cheltuielile lui, cu morții care au fost, trebuie să punem la socoteală și aceste 707, aproape 2 ani de zile, în care țara a fost furată îngrozitor. Și să închidem cu recomandările, tot despre al doilea război mondial, este vorba despre Alexandru Duțu, un istoric contemporan, un om care se ocupă despre tot ceea ce a însemnat armata română și pe frontul de est și pe frontul de est. Această carte însă este dedicată frontului de est, armata română de la Prut la Stalingrad și înapoi la Prut, 1941-1944, toate operațiunile militare, inclusiv cu hărți, în acest război din Est, pe care îl cunoaștem numai după 1990, pentru că până în 1990 armata română începuse războiul la 23 august 1944, războiul antihitlerist și antifascist. Este una dintre multele lucrări care au apărut, dar este una dintre lucrările extrem de bine documentată și cu foarte multe amănunte, care urmărește pas cu pas, practic, armata română de la Prut, adică de la eliberarea Basarabiei și Bucovinei, până la întoarcerea și momentul 23 august 1940. Deci avem 5 cărți de istorie, cu alte 3 Memorialul Durerii, 8 și mai băgăm 2 să facem 10. Da. Ale tale, dacă tot ai venit pe la, da, pe la noi. Să le abordăm tot în zona istorică, ca să, da, zicem așa. Avem carte care a fost recomandată și în podcastul trecut de Ana, da, Maria Negrilă. 10 povești rețite pierdute prin Delta. Nu vă lăsați păcăliți, nu este o carte de bucate. E și o carte de bucate. E și o carte care conține niște rețete pierdute, deci are o istorie a bucătăriei din zona Deltei, din zona celor două delte ale României, că mai avem și delta Neajlovului, o delta despre care nu multă lume cunoaște lucruri, dar este o carte care pe lângă partea de natură, pe lângă partea de fotografie, pentru că este o carte album, sunt foarte multe fotografii. Da, 100 de fotografii făcute, uitați, cu versuri pe post de explicație, făcute de Valeriu Leonov, un fotograf al Deltei. Dar pe lângă aceste lucruri, care ar putea o recomanda ca o lectură ușoară de vacanță, așa, are și o parte de istorie, începând cu poveștile unor mănăstiri din zonă, cu povești legate, de exemplu, despre cea mai mare tragedie navală care a avut loc în septembrie 1989 la Cotul Pisicii, unde au murit peste 200 și ceva de oameni și despre care la fel nu se știe foarte mult, pentru că pe vremea respectivă încă era Ceaușescu și a închis județele și nu s-au dat publicității absolut nimic. Apropo de societatea perfectă în care trăia, nu se putea întâmpla așa ceva.
doar o notă atâta, au murit 250 de oameni, peste, că nu se știe exact câți, și a fost o notă atâta în România Liberă. Deci despre asta e vorba. Și mai sunt și niște povești despre cetate, cea mai veche cetate, Argamum, de la Jurilovca. Deci găsim și zone de istorie, comunitatea germană de Saș și cum a ajuns. Deci sunt foarte multe povești care țin și de istorie, ca să rămânem cumva. Am zis eu la un moment dat când am prezentat, gastronomia asta e ca ai cele 10 rețete priorite, ai istorie, antropologie, cultură, fotografie, e da, sunt și niște, 5 într-unul. Da, sunt și niște povești legate de anumite mituri ale zonei, sunt mai multe. E o carte completă și e o carte pe care eu o recomand din toată inima celor care vor să meargă în zona respectivă, în zona Deltei, ca un ghid turistic, ca să știe ce au de făcut acolo, ce au de urmărit. Eventual poate le sună bine o rețetă și o pot cere acolo unde stau să fie gătită, pentru că știm foarte bine, în Delta lumea merge barcă, plajă, eventual pescuit și înapoi acasă. Dobrogea și Delta în special au mult mai multe lucruri și este păcat să nu fie cunoscute. Și închidem cu o pagină de istorie modernă, da. Măștile din spatele măștii, o carte care tratează prima perioadă din lockdown-ul românesc, care a început pe 16 martie 2020, acțiunea petrecându-se într-un bloc, ca figură de stil a unei societăți închise, în care personajele principale, pe care le puteți descoperi în carte, încep să interacționeze între ele într-un mod în care nu mai făcuseră până atunci, aceasta fiind de fapt o istorie modernă, pentru că știm foarte bine că lockdown-ul ne-a răpit din bucuria ieșirii afară, da, de întâlnirile cu prietenii, mersul la terase, mersul în vacanță, cel puțin în acea perioadă de 3 luni de zile. Însă, pentru unii, a însemnat un moment de introspecție, un moment de regăsire a familiei, de regăsirea unor prieteni apropiați, de reluarea unor relații sau de crearea unor noi relații între personaje. Toate e o carte cu mult umor. Să... E o carte care nu ține de pandemie. E o carte cu umor, o carte care se închide cu umor. Are și un pic de polisie în ea. Sunt și niște personaje interesante, de la Nona Genara, care ajunge să facă la final niște lucruri la care nu ne-am fi așteptat cu trecut. Că uite, se leagă cumva... Personajele celebre care n-au crezut în pandemie care n-au crezut, și au explicațiile... Da. De rigoare, e și un jaf pe acolo. Da, spuște din fața blocului, care cred că tot ce zboară se mănâncă sau poate fi furat. Tău, ce să zic, îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Mă bucur că am terminat așa într-o notă mai optimistă. Mai optimistă, da. Că eu deja când vorbeai despre pituie, mă tot jucam cu pixul și cam așa am terminat podcastul. Mersi mult și te mai așteptăm. Mersi pentru și invitație. Și altă dată poate o să luăm și cărțile tale la Puricat. La Puricat. Cum să nu? Da. Gata.